uitați ce am eu aici, ia uitați ce am eu aici, a uitați ce am eu aici, Doamne, 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 uitați-l pe ăsta, uitați-l cât e de lău, uitați-vă la el, ia uitați-vă la el, i-am dat să mănânce, că i s-a trezit, a dormit, doarme de la 7 și s-a trezit mai devreme și i-am dat să mănânce și a rămas pe hol dincolo și e ca aici acolo, dar nu-i ca aici. Și am urlat la ușă, pentru că el are obiceiul să stea în fața ușii sperând că se deschide așa din senin. Știți? Gândește ușa, are senzori. Și pentru că nu s-a deschis, am urlăit, m-am dus, i-am dat drumul și m-a certat. S-a supărat foarte tare. Și acum, of, Doamne, 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 deci n-am văzut motan mai mofturos, mai pretențios, mai miorlăicios decât ăsta. Uite, uite. Ia uitați, uite față frumoasă ai. Chiar ești morocănos. E somnoros. Moacă de idiot. Ce moacă de idiot ai? Doamne, ce moacă de idiot ai? Ești așa de un idiot. Să mă fac eu cu tine, mă moacă de idiot să ieși. Moaca mea de idiot, micu. Băi, te iubesc. Cam așa decurge dialogul dintre noi doi. Asta e dialogul dintre noi doi. Care dialog? Scoate, te rog frumos, ghearele din plovărul meu. Mulțumesc, dragul meu. Așa, mulțumesc. Ce faceți, dragilor? Hello, bună dimineața. Este o noapte foarte frumoasă în timpul zilei. Da, ca în perioada asta. Văd că bate vântul destul de tare. Și eu astăzi, este sâmbătă, by the way, am planificat cu Eugenia să mergem să facem un mic tur așa până în București al târgurilor de Crăciun. Bine, nu vom merge la toate, toate. O să mergem la ăla din drumul Taberei, că am înțeles că e super spectaculos și n-am fost niciodată. Anul trecut n-am fost și nu știu, de când se organizează el, l-am vizitat. E foarte departe, adică, na, e foarte iure. Dar acum, dacă tot vrea Eugenia să mergem, mergem. Evident, mergem la ăla din Piața Constituției. Bună dimineața, Mrs. S-a trezit și Mrs. Sau Miss, pardon, nu Mrs. Așa. Și mai sunt două chestii, evenimente, something, something, la care ar trebui să mergem. Este un art fashion fest undeva în centru vechi. Astăzi și mâine. Și mai e ceva. Ceva cu street mus, parcă mi-a zis, de fapt ne-a zis asta, cum îi zice Georgiana, ne-a zis, îmi venea, căutam numele ei de scenă și nu-mi venea, adică și King Quest, ne-a zis de street mus la, când a fost la întâlnirea lui Tătucu și atunci ne-a zis de treaba asta și zic, hai să mergem, dar mergem pe zi, nu mergem seara, că este și un program de seară din ce înțeleg, dar noi mergem ziua că, na. Așa, și după aceea mergem la târgurile de Crăciun. Mă rog, ne-am făcut noi un traseu cât de cât așa. Să vedem, să sperăm că nu înghețăm, că dacă înghețăm, abandonez tot și mă bag undeva la căldură, ne luăm un pahar de vin și aia este, adică nu. Dar e foarte urât, foarte, foarte, foarte urât afară. Deci întunecat este exact cum vă spuneam eu că o să fie decembrie. Și știți ce o să mă oftic cel mai tare? Că vine Crăciunul și cumva după Crăciun, undeva acolo, sfârșit de decembrie, început de ianuarie, s-ar putea să se lumineze. Se luminează și o să fie lumina frumoasă și o să fie tot ok. Asta dacă nu ninge. Sau și dacă ninge, s-ar putea să se lumineze, să fie... De-aia e așa, pânza asta de nori foarte joasă, care e și apăsătoare și zilele trecute chiar am avut o stare proastă. Singurul lucru demn de menționat pe care l-am făcut, că iară n-am filmat vreo 2 zile, vedeți ce bine e când ai și clipuri pregătite în avans, așa? În avans în sensul că și de dimineața am filmat un clip, ăla cu skincare-ul, acum, până să... Acum am terminat de editat. Și... pentru că ne vedem puțin mai târziu. Și singurul lucru notabil pe care l-am făcut zilele astea a fost că mi-am făcut în sfârșit ordine șifonier, în primul rând, și mi-am pus hainele de iarnă. În sfârșit, sunt foarte mândră de mine. De dimineață m-am uitat că mi-am luat hainele să mă îmbrac, zic, Doamne, cât e de bine, pentru că nu doar că nu aveam hainele de iarnă puse în șifonier, că hai să zicem că nu era așa mare problemă, că bluze și pantaloni aveam, că alea sunt tot timpul anului la locul lor, adică nu mare lucru, nu. Am scos pantalonii de in, ce să ne povestim, vai cât spațiu ocupau ăia, da? Așa, dar bluzele erau acolo, adică le rămân tot timpul. Da, stați.
Așa. Astea erau tot acolo. Paltoanele ce nu erau scoase și încă câteva chestii. Dar în rest erau toate lucrurile. E, dar problema a fost că Miss, asta de jos aici, are obiceiul să intre în șifonier. Câteodată când vrea ea să se ascundă, intră în șifonier. Și a descoperit ea că dacă ușa aia se glisează și dacă bagă lăbuța, da? Așa. A, asta ziceam și eu. Mulțumesc. Vai, dar cum? Așa. Dacă bagă lăbuța și împinge puțin ușa, poate să tragă după aia haine, care hainele o ajută să deschidă și mai mult ușa și intră în șifonier. Și când intră în șifonier, alunecă pe acolo și mi-a dat haine jos și mi-a și s-a făcuse un ghem de haine. Era... Ei, ce se întâmplă? Jimmy! Ce-i cu ea? Asta e morocănos, rău! Ce, mama? Ce-a făcut pusii? Dacă ne vorbeam despre tine, ce ți-a făcut mami? Ce ți-a făcut urâtul ăla? De ce să ia de tine? Că tu ești cea mai frumoasă fetiță din lume. Și mai dulce și mai cuminte. Ce ți face? Că tu nu vrei decât să te joci cu el și să fii prietena lui. Și să-l încălzești când doarme, că el e friguros. Și tu ești friguroasă. Da. Ce, mama? Ce a făcut mami? Ce se vede pe geam? Ia, ce se vede pe geam? Ce se vede, puiul meu? Oh, Doamne, pe tine te ceartă urâtul ăla și se ia de tine, maimuțoiul ăla. Când ai copii? Da, așa e. Și, da, îmi făcuse hainele așa. Așa erau. Și n-am stat, de când am venit la mama, n-am stat de ele și erau, era... Măi, potuliți-vă! Jimini, lasă fata! Jimini, ești rău, mă superi, te dau afară. Așa. N-am stat, n-am apucat, n-am avut când, nu știu, nu, și nici nu mi-a ars. Și erau toate așa grămadă. Ei, mamă, liga ta! Vini! Mamă, liga ta de nesigur, ieși afară! Ieși! Puiul mic, ala mami, Doamne, dar de ce te bate, mă? De ce te bate prostanul ăla? Hai că l-a dat mama afară. Gata, pusa mea. Gata. A speriat-o. Evident. O, iubita mea, ce-a făcut mama mie? Gata, puiu. L-a dat mami afară. L-a dat mama afară că e nesimțit. Măgar. Așa face. Când e nervos, o bate. Are momente când se joacă cu ea și când sunt prieteni, dar nu știu ce. Astăzi e moroganos iarăși. A, gata, iubita mea, gata. Așa. Și asta am făcut într-una din zile. Mi-am aranjat șifonierul și acum am și eu haine. Bine că trebuie să folosesc rola de scame, că m-a subtut de păr, but whatever. Așa. Am un outfit foarte monocrom. Monocrom, monocromatic, niciodată nu știu care e termenul corect. Ăla. Corect. Ziceți-l și voi pe ăla corect. Așa. Și sunt aproape gata. Un truc, apropo, că astăzi astăzi îmi iau în sfârșit cizmele astea și un truc, astea noi, și un truc pe care l-am de ceva, de câțiva ani, este că înainte de a ieși din casă, iarna, îmi pun cizmele pe calorifer. Mi le pun pe calorifer, măcar 10-15 minute și se încălzesc. Și este atât de bine să baci picioarele, eu care am etern, veșnic, am picioarele reci, e atât de bine să baci picioarele în niște cizme calde. Nici nu aveți idee. Da. Să iau o rolă de scame, că aparent mă cadorisiră copiii mei cu foarte multă blană. Și plecăm. Mergem pentru că vreau să ajung puțin mai înainte în oraș. Și n-aș vrea să o fac pe Eugenia să aștepte după mine. Și da, cam asta e. Nu știu dacă auziți ceva pe fundal. A fost ucis un porc. Din fericire, anul ăsta n-a fost ca în alți ani când era cu urlete și cu guițat și cu chinuit animalul, adică nu mi-am dat seama că a fost ucis până nu am văzut că au început să-l pârlească, dar evident că tot procedeul trebuia însoțit de manele, că altfel nu se poate munci în emisfera asta și da. Na, dar sper că n-auziți. Bun, eu mă... îmbrac și noi ne auzim mai târziu, ori dacă e.
Partea bună și frumoasă este că în București e soare! N-am mai văzut soarele de câteva zile bune. Mă bucur! Și lumea e cu vrăduți în brațe. Foarte fain! Pentru că să se simt așa un pic ca Crăciun. Nu foarte tare, dar parcă încep. Oh, stați că aici era ceva. Aici era o chestie. Nu mai e? Ok. Era un depanero. A dispărut. Ok, doki. Se vor face și aici niște blocuri uriașe. Bănuiesc. Clădiri de birouri, că doar de ce altceva am avea noi nevoie decât de clădiri de birouri. Salutare! Ce faceți? Haideți că am ajuns acasă. După bunul meu obicei, n-am vorbit cu voi în oraș, dar a fost puțin haotic așa. Udiță! Udiță! Pușule! Lasă-mă, mi Bradu! S-a făcut o cheful de joacă acum că am venit acasă. Se bucură că am venit acasă. Udiță! Mai ales după ce a luat bătaie de la negru. Udilă! Psss! A, mami! Pușu! Se juca cu mine mai devreme. Ne alergam pe aici și dădea cu lăbuța pe la picioarele mele să mă prindă de picioare. Da, e foarte simpaticul ce când se joacă cu mine. Așa, zicea că a fost puțin haotic la modul că, culmea, eu am ajuns înainte Eugeniei și am așteptat-o puțin. Am intrat pe la H&M și imediat vă povestesc și o chestie legată de H&M. Și după aceea ne-am dus către Art Fashion Fest. Care era pe acolo, pe undeva, pe la Unirii, în spate, pe niște străduțe, pe starea, dar negustori. Am înțeles că se va extinde centrul vechi și pe partea aia. Cine știe în București e unde e centrul vechi. E, știți că este pasajul și am înțeles că se va extinde... Ieri am văzut un TikTok, nu i-am dat prea mare importanță, ieri sau alaltări. Dar ideea asta este că pe partea aia, pe strada Negustori, va ajunge pe acolo, se va extinde centrul vechi. Vor să facă zonă pietonală și vor să extindă centrul vechi cum ar veni și pe partea cealaltă, pentru că sunt și pe acolo destul de multe clădiri. Acum, între noi fie vorba, sunt multe clădiri din alea vechi frumoase, dar sunt și niște maghernițe de alea împuțite, dar nu așa, și niște blocuri din alea comuniste oribile și multă mizerie. Adică e de muncă acolo, ca să scoți zona aia, așa. Dar e și o stradă foarte frumoasă, strada asta Negustori, care e numai cu case din alea vechi. Sunt unele care sunt paragină. Ne-am filmat, dar am văzut o casă, mi-a rămas în minte la o casă, care săraca e foarte înghesuită, se vede că i-a fost luată curtea și au fost construite alte clădiri lângă ea. Deci e efectiv înghesuită, dar casa aia este superbă, e din aia monument istoric cu siguranță. Pe care așteaptă toată lumea să cadă. Toată lumea o așteaptă să cadă și să construiască probabil un alt bloc lângă. Dar da. Partea bună este că a fost vreme bună. Deci ne-am dus acolo. Ne-am întâlnit cu Larisa Dragnea, că era un fel de expoziție al creatorilor români, al designerilor români, știți cum au mai fost, am mai fost la genul ăsta de evenimente și era și Larisa acolo, dacă vă amintiți când am fost la The Room Showroom prima dată, că trebuia să mă duc cu tătucu și n-a putut să ajungă și Larisa a făcut 10 ani de la
lansare de 10 ani de carieră și m-am întâlnit și cu ea și chiar m-am bucurat să o văd și am mai povestit puțin, dar m-a recunoscut și a vorbit și cu Eugenia și da, a fost foarte fain și multe lucruri frumoase acolo, am văzut cel puțin, este o fată, am luat cartea de vizită de aia în palton, am luat cartea de vizită, face lucruri din ceramică și sunt foarte frumoase, am văzut niște globuri absurd. Superbe, cam scumpe pentru bugetul meu în momentul de față, dar în rest absolut minunate, pentru că m-am gândit ca de anul ăsta să fac un fel de tradiție a mea personală în care să-mi adun cât un glob sau o decorațiune de brad mai specială, mai deosebită și încă n-am găsit, m-am uitat și când am fost în mall și acum globurile alea erau speciale, într-adevăr, dar erau puțin peste bugetul meu și nu așa. Dar poate iau de pe site, că în general la târguri sunt mai scumpe decât pe site. Mai era o doamnă acolo care avea niște lucruri din astea vintage, de prin anii 20-30, câteva din anii 40, niște broșe frumoase placate cu aur, iarăși scumbicele de murei, niște genți din alea plic, numai din mărgele, din anii 20, doamne, de ce m-ai adus aici, îmi plac. Deci alea care sunt vechi, cu adevărat, adică tot ce înseamnă, că știți că eu nu sunt cu second hand-urile, adică mie, așa de second hand-uri, dar lucrurile vintage și chestiile vechi, vechi, alea îmi plac și mie, adică gențile alea, da. Era o geantă din mărgele atât de mici că abia le vedeai, mai ales cum văd eu, și toată făcută numai din mărgeluțe, din aia bătută numai mărgeluțe. Finuță superbă, superbă, deci din anii 20, pentru că doamna asta ne explica că s-a ocupat o perioadă cu colecționare de lucruri din astea foarte vechi și a încercat să facă un fel de muzeu al modei, cu moda anilor 20-30, nu prea e și treaba asta, așa cum a zis să mai vândă din lucrurile pe care le are ca duplicat mai mult, așa. Și multe mărgele foarte frumoase, nu, v-am zis, nu era cazul acum să cumpăr, dar dacă mai văd vreodată. Așa, foarte, foarte frumos. Eu pun duminică asta, nu mai apucat, dar era... că e sâmbătă și duminică este târgul ăsta acolo. După aceea ne-am dus în Piața Constituției, la târgul de acolo, care ca întotdeauna, ca fiecare, nu mi se pare nimic diferit. Nu știu. E târg. Da, bine, am mers să luăm pulsul, am băut un vin fiert care a fost chiar foarte bun, a fost mai bun decât ăla din ce am cumpărat din drumul taberei. Dar a fost ok, a fost bine, a fost plăcut așa. Povestit cu Eugenia, după aia ne-am dus în drum, am mâncat la târgul de la Unirii, din Piața Constituției, am mâncat acolo, cam piperate prețurile, să știți, cam așa, sunt de târg, în fine, dar nu înțeleg de ce se plâng oamenii, adică, mă rog, asta e altă discuție, dacă vreți să o discutăm, nu vreau să încep să dezbat prea mult subiectele astea, pentru că știu cum sunt privite de către cei cărora nu le place să discute și mai bine mă abțin. Așa, după aceea ne-am dus în drumul taberei, am luat metroul de la Unirii și ne-am dus în drumul taberei și ăla este mult mai mare, este foarte, foarte mare, mult mai multe căsuțe, mult mai multă varietate în ceea ce privește mâncarea, adică aveți tot felul de chestii, de la banalele clătite, la gofre, burgeri, adică nu doar mâncare tradițională. Aici, în Piața Constituției, era mai mult mâncare tradițională, tochitură, cârnați, pastramă de porc, frigărui, cum am mâncat eu, așa... nu știu, chestii de genul ăsta, știți, mai deosebite, românești, ca să spunem, chiar era un băiețel acolo care țipa la mama lui, că el nu vrea carne de porc, și maica s-a exasperată, zice, dar ce vrei, că aici au numai carne de porc oamenii ăștia, ce vrei, carne de elefant, și îl întreabă pe domnul de acolo, că da, carne de elefant n-aveți, că ăsta nu vrea să încerc. Și toată lumea a râs din jur, știți? A fost foarte haioasă treaba, așa, și în piața, asta a fost la Unirii, iar i-am zis Unirii, în Piața Constituției, whatever.
Așa, faza asta. Dar în drumul taberei e mult mai multă varietate de mâncare. Asta dacă treceți pe acolo, în caz că ajungeți pe acolo. A, apropo, până să mă întâlnesc cu Eugenia, m-am întâlnit acolo la Unire și cu o urmăritoare pe care o pup, dacă se uită. Te pup, Ioana. Cu mare plăcere, m-a oprit și că... ai un canal de YouTube? Zic, da. Și săraca era așa emoționată, deci... Nu știu, mie mi se pare ciudat când mă mai oprește lumea și văd că e emoționată. Adică n-aveți de ce. Din contră, dacă mă vedeți vreodată și vreți să vorbiți cu mine, că nu e obligatoriu, știu că nu sunt mare om, nu sunt cineva și nu reprezint nu am o importanță atât de copleșitoare pentru universul ăsta în care trăim. N-am schimbat lumea cu nimic, dar în cazul în care îmi vedeți pe stradă și vreți să ziceți, băi, bună, nu știu, chestii decente, adică nu mă luați în jurături, așa, nu e nicio problemă, puteți să mă opriți oricând vreți voi, indiferent cu cine aș fi, mă opresc, n-am nicio treabă și chiar îmi face mare plăcere și am mai văzut de-a lungul timpului așa oameni care se uitau pe stradă și, mă rog, mă gândesc nu neapărat că, vai, m-a recunoscut de pe internet, ce să vezi cine sunt eu, m-a recunoscut de pe... Nu, aiure. Nu, mă gândesc că, în general, mă gândesc, mă, dar am ceva pe față sau, știi, că unii se mai uită insistent sau poate fac eu ceva, știți, și n-am de unde să știu, adică nu e nicio chestie, dacă mă vedeți pe stradă, în metrou, whatever, oriunde ar fi, puteți să vorbiți cu mine, să știți că nu mușc, nu sunt veninoasă, deși am încercat, dar nu sunt veninoasă și nu mușc, promit să nu mușc. Și nici nu sunt contagioasă, n-am nicio bolă contagioasă. Deci dacă vreți să vorbiți cu mine, I'm very happy, ca să vă știu și eu, să vă mai văd și eu așa, să mă simt așa și eu. Și mi-a făcut plăcere mare, mare, mare să o văd pe Ioana. Și era și emoționată, săracă, și zice, nu mai știu ce să zic, nu-i nicio problemă. Nici eu nu știam ce să zic, adică și eu eram la fel ca ea, zic, au, și eu ce zic acum, ce-i fac? Aș fi vrut să o îmbrățișez, dar e ciudat să te duci la unul care abia a venit la tine și te zic, nu știu, dar dacă n-a zis nimic, nu, știți? Eu sunt foarte hugger așa, dacă îmi văd că lumea e caldă și deschisă, n-am nicio problemă cu hugurile, știți, cu luat în brațe cu astea. Și era foarte, a fost foarte drăguță. Da, și asta a fost până să ne vedem cu Eugenia. După aia ne-am luat chiortoș, ne-am luat și vin și chiortoș la, acolo în drumul taberei. Vinul cam prostuț acolo. Mă rog, am nimerit noi o tarabă mai aiure, asta este. Avea și anason. Primul n-a avut anason. Eu sunt hater declarat al anasonului și mi-am găsit și echipă, George și cu Aniela. Yes! Deci nu sunt singura, nu sunt singura. Mi-am găsit și echipă cu care să deschid o campanie împotriva anasonului. Huo, anasonul! Așa glumesc. Asta exprimându-mă într-un mod foarte elegant, după cum vedeți. Așa. Și după aceea am mai stat cu Eugenia și am mai povestit, am mai băut un ceai, am mai povestit una alta, pentru că Eugenia, după cum cred că v-ați prins unii dintre voi, mai îndeplinește și rolul de terapeut personal din când în când, așa. Deși ea declară sus și tare că nu-i place să fie terapeut, nu-i place terapia și nu-i place, nu e o zonă către care s-ar duce. Dar pare să are și valențe de terapeut, sau cel puțin cu mine și am tendința așa să, când ne întâlnim și mai ales când ne întâlnim rar, să vărs foarte multe chestii, să-i vărs foarte multe chestii și da, am rămas gândindu-mă că de aia sunt eu acum atât de amuzantă, pentru că de fapt e un mod din ăsta de deflect al stresului, fiindcă mi-am petrecut tot drumul bocind în mașină, în autobuz. Da, mi-am petrecut tot drumul bocind pentru că am atins niște subiecte cu ea și sunt niște subiecte personale care, mă rog, mă macină foarte tare și îi spuneam despre chestia asta, dar, în fine, hai să mă opresc că iar încep. Așa, hai să vă arăt ce mi-a luat, că mi-a adus cadou de Crăciun pentru că știți că n-am putut să mă duc la întâlnirea aia cu prietenii mei și acolo ei au făcut schimburile de cadouri, dar eu n-am făcut cea mea. Știți ce vă ziceam zilele trecute că vroiam? O lumânare? Da, așa. Și să știți că pe asta n-am văzut-o când am fost la Bed & Body Works, că după asta mă uitam. Efectiv, după asta îi zice Tis the season și e mirosul la clasic de mărcop cu scorțișoară, de așa. Hai să o și aprindem. Ia asta, să facem o figură, să o și aprindem. Și mi-a adus ea asta. Și se...
se acceptă, mulțumim, pentru, mai ales că e mică, o accept cu mare drag. Tăi puțin fitilul, că nu știu dacă știți, dar la astea trebuie să le tăiați fitilul. Nu, așa, e bine că mi-am umplut rochia de... Trebuia tăiat fitilul, fiindcă astea sunt lumânări cu memorie și nu vor arde uniform dacă le lăsați dacă încep să ardă cu fitilul lung. Așa, vedeți? Cam așa trebuie să fie. Da, deci trebuie să le tăiați fitilul, nu trebuie să le lăsați așa lung. Miroase foarte bine și din păcate m-am uitat pe ingredientele lumânărilor de la Bath & Body Works și au ulei de parafină în ele. Nu știu dacă știți, dar uleiul de parafină e foarte toxic. Au și ulei de soia, dar au și ulei de parafină. Da, acum pentru perioada asta merge, că de-aia îmi căutam și eu. Adică o lună noi muri, adică chiar nu mor. Ideea este să nu exagerați cu ele. Așa, și să vedem dacă miros la fel de bine. Ah, și ce mi-a mai adus cadou? Keratină lichidă. Keratină pură, cum ar veni, pe care să o pui efectiv în masca de păr sau în șampon. Ea e nebunită, v-am mai zis eu, e nebunită după skincare, după produse de îngrijire, după aparate dispozitive, toate cele. Și este înnebunită, efectiv, și tot timpul caută chestii noi și te trezești cu niște ciudățenii din astea, dar nici nu ți-a trecut prin cap. Adică, bă, știi că nu știu ce ingredient, substanță, aparat, chestie, mască, de-aia, nu știu. Ok, așa, dacă s-ar apuca ea real, acum vorbim de Eugenia, dacă s-ar apuca real de YouTube sau de Instagram să facă skincare, le-ar da lecții la 90% din influencerele de skincare din România, credeți-mă, deci nu. Și nu doar verbal așa, ci pentru că chiar e pasionată și se vede față de alții care doar vând. Așa. Și sunt foarte curioasă să văd cum e asta. Ea a zis că și-a luat altceva. Aici e o cantitate destul de mare. Nu știu dacă vedeți. Că trebuie să pui câteva picături din asta. O să mă uit, că are și un fel de prospect. Dacă o scrie în engleză, că ți-a venit din Ucraina asta. A, apropo, era plin, plin, plin de ucrainieni. Plin, plin de ucrainieni. Cred că s-au mutat toți la noi. Plin de ucrainieni. Știți cum? Vai. Așa, să vedem. Că astăzi, apropo de păr, era să-mi ar părul de tot. Pentru că am zis că fac și eu un fel de semi-bucle, așa, un fel de blow dry. Știți, un fake blow dry din ăla cu placa. Ori nu e placa mea bună, ceea ce ar fi surprinzător, ori nu știu să o folosesc eu la capacitatea ei sau cum trebuie. Ceea ce e mult mai posibil, pentru că nu mi-au... Acum asta s-a mai lăsat. Da, de dimineață stătea horror, adică stătea în toate direcțiile, nu cum vroiam eu. Deci stilul ăla de fake blow dry pot să-l obțin eu personal din ondulator. Și așa mă voi, la asta mă voi rezuma de acum colo. So, așa, mi-am făcut o ciocolată caldă, că nu mai pot. Mi-e rece, m-am intrat în casă și mi s-a făcut rece acum în casă, că nu mi-a fost rece, dar mi s-a făcut acum rece în casă. Și asta pentru că am avut toate geamurile deschise și am dat drumul la calorifer, evident, la centrală, dar durează câteva minute și mă luase așa frigul. Cât am fost afară, nu mi-a fost frig deloc. Deci nu mi-a fost... și, apropo, update, că v-am zis în vlogul anterior când am fost în mall, că am probat paltonul ăla de la Mango, de lână. Da, nu-l voi lua pentru că este identic cu ăla de la Zara. Că l-am scos, dacă tot am organizat șifonierul și toate cele, l-am scos. Deci nu-l voi lua. N-are sens să iau două la fel. Ăla este puțin mai bej, ăsta este puțin mai gri. Dar diferența este insignifiantă, ca să merite, știți? Adică, așa, foarte frumos ăla. Și, cum să zic, nu numai că este identic, dar identică croiala. Deci identic până în ultimul detaliu. Și nasturiți la fel. Sau nu, n-are sens. Oricum nu e la fel, nu e atât de lung pe cât îmi doream. Prin urmare, ne abținem. Da, deci nu mi-a fost frig, că și ăla e cu lână de mantego și ține super bine de cald. Deci, ascultați-mă, vă rog eu, ascultați-mă, nu mai dați banii pe toate prostiile și luați-vă paltoane
din lână de mantego sau din lână, cu lână. Nu, neapărat că nu trebuie să fie 100%, dar să aibă minim 40-50% în ele lână. Minim 40-50%. Dacă au 60-70, cu atât mai bine. Dar luați-vă paltoane cu lână în ele, că vă salvează viața. Deci sunt mult mai bune decât nenorocirile de plastic. Și încă o chestie pe care am observat-o, foarte interesantă și foarte drăguță, este că în târg, la târgurile astea de Crăciun, am văzut mai multe fete tinere cu paltoane. Acum, că erau ele plasticoase, că erau mai ieftine, că erau mai scămânjate, asta e partea a doua. Bă, dar totuși am văzut mai multe fete cu paltoane decât în alți ani, ceea ce nu pot decât să aprob și să salut. Chiar dacă erau purtate în combinații sport, na, că nu toată lumea trebuie să fie elegantă. Eu sunt conștientă de chestia asta și sunt conștientă de faptul că poate stilul ăsta al meu nu se potrivește tuturor. Nu e nicio problemă. Sau dacă eu vorbesc despre eleganță, nu înseamnă că mă aștept ca absolut toată lumea să fie elegantă. Nu, nu, nu. Deci asta, eu vorbesc strict pentru cine este interesat de subiect. Cine nu, cine vrea alt stil, cine nu e interesat de eleganță, nu e nicio problemă. Poate să ducă în treaba lui, să facă ce vrea. Dar m-am bucurat să văd mai multe fete cu paltoane. Nu cu gegetele alea pufoase. E, bineînțeles, erau și foarte multe fete și femei, mai ales femeile mai în vârstă, așa erau cu gegetele alea, omulețul Michelin. Iar mă corectează pe băz și zice Michelin. Așa. Da, numai de-a furisită, zic Michelin. Și. Da, m-am bucurat să văd. Și încă un lucru pe care l-am remarcat atunci când am fost în mall și am uitat să vi-l zic. Că m-am uitat în Cărturești și 80% din oamenii care erau în Cărturești și mai ales 80% din cei care erau la casă și plăteau și au cumpărat cărți, erau tineri. Și când spun tineri, mă refer până în 25 de ani, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Adică au fost foarte mulți tineri care au plecat cu câte o carte în mână. Acum, că s-au dus și au cumpărat o carte ca să o dea cadou și nu habar n-au despre ea, asta nu pot să garantez, nu știu. Nu pot să mă așa, dar mie mi se pare totuși că sunt destul de mulți tineri în librării. Ceea ce nu-i rău. Ceea ce nu-i rău. Poate nu la nivelul la care se așteaptă domnul Liceanu, dar nu-i nicio problemă. Tot există o sămânță, ceea ce pe mine mă bucură. O sămânță din asta, o scânteie mai bună decât deloc. Trust me. On this. Ce face lumânarea mea? Ah, arde. Bine. No, și cam asta a fost seara mea. Puțin tristul să v-am zis că sunt. Adică ziua a fost frumoasă, m-am simțit super bine cu Eugenia, dar la final acum m-a lovit așa doza asta de tristețe, că na, așa se întâmplă. Sunt multe lucruri pe care nu le poți controla în viață. Și sunt multe lucruri care vin așa peste tine. Da, și sunt un pic tristuță, dar o să-mi treacă, că tocmai mă bâzâia pe bălți mai devreme și o să facă ea să uite toate și să treacă. Bine, vă mulțumesc dacă ați rezistat până aici, dacă v-ați uitat, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!